cum ai ajuns la România o talent? Șcherebideribide tu 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 tu, Genial! Tu simți o mai mare responsabilitate? Tu meritei? Eu sunt un om simplu, un băiat simplu de la țară, care iubește muzica. Adică, vreau să rămân simplu. Cât de mult uh, ți-a lipsit tatăl? s dus la noi din familie, s-a dispărțit cu mama. Visul meu cel mai mare e să fiu uh, mic, cum eram eu la 5 ani, că știu că tata era acasă, mama era acasă, sora, fratele, toți stăteam la masă. Tu ai început la un moment dat să faci surprize. Când mulți oameni spuneau că asta e ceva de degradare, că te duci tu la nunt și la cumătrii și le cânti. Acum aș vrea să întreb oamenii și dă-mi bani, dă-mi, că mii de euro videoclipurile, dă-mi dă să fac videoclip. Invitatul interviului Fără Protocol de astăzi este interpretul Oleg Spânu. Tu ai devenit practic popular peste noapte. Deci participarea la România au talent, a făcut ca despre tine să știi deja și practic toată România, când Republica Moldova era cunoscut. Tu cum ai trăit momentele alea? Eu eram acolo și nici nu realizam că... Adică nu era ca scop să câștig sumă de bani. Eu când am văzut în semifinală că Andra mi-a spus că te invit să mergi cu mine în turneu, deja nici nu mă gândeam că o să trec eu în final sau nu. Asta e o onoare mare pentru mine să cânt cu Andra. Adică nici nu mă gândeam eu visam să mă văd cu dânsa, dar acum am ieșit că trebuie să cânt. Dar în momentul când Andra au zis că ea te invită la Bacău, da? da? Să cântați împreună în septembrie anul ăsta, tu ce ai simțit? Responsabilitate, emoții mari? Iată cu... atunci că chiar am avut emoții. La prima dată. În... Cam primele dată am emoții. Eu, eu, eu de ce n-am emoții? eu de obicei vorbesc că tot a să fie bine așa mama m-a învățat tot a să fie bine până la urmă chiar dacă o să fac eu ceva nu cum trebuie o să merg înainte așa trec păreț, trec, distrug păreță și merg și ajung la diamant în sens că tu pe scenă te simți relaxat da, și foarte bine da, ca acasă, ca în baie m-a ca... emoționat pentru că asta e o șansă de a arăta la public. Am arătat deja la public cine cam sunt, dar asta e o șansă de colaborare. Adică, mulți artiști colaborează acum cu din nivelul său, o pirmă un pic mai sus, pe un pic, dar acum deodată în sus. Adică este ceva care pentru un artist e ceva de prețuit, nu fără cuvinte. Vezi cum schimbă viața participare la un concurs de genul ăsta? Noi să vorbim foarte mult despre România e-o talent un pic mai târziu. Aici vreau doar să te întreb, tu ai realizat a doua zi dimineața că tu ești popular? Da. Cum asta s-a manifestat? Asta a fost, deja mă uitam pe istorie, în Instagram, în Facebook, menționări, doamne, până, mu când n-am răspuns la toți, toți care mi-au scris, mă scuzați de timp. Deja cât a trecut, deja nu dovedesc să răspund la toți, foarte multă lume. Mi s-a adăugat peste 15.000 în Instagram. Am știri la ProTV, am fost la interviuri, am avut într-o zi șase interviuri. La toate am vrut să mă duc, la toate doresc să, să vorbesc. Pentru că asta e ceva frumos, asta e ceva. Hmm. Nici nu știu, mă gândeam la așa ceva. Jus Consult, cetățenie română, are o super ofertă pentru cei care au redobândit cetățenie română și urmează să transcrie actele de stare civilă. Certificatul de naștere, cel de căsătorie și certificatele copiilor minore. Jus Consult oferă 10% reducere pentru un certificat românesc transcris. Oferta se aplică în toate oficiile Jus Consult. Chișinău, Bălți și Cahul. Obține actele românești cu o echipă de profesioniști și bucură-te de prețuri convenabile. Sună la numărul afișat pe ecran sau lasă un mesaj și oferta e a ta. Cu just consult, e legal și e mai ieftin. Tu ai 15 ani. Unii la 25-30 de ani uh, au parte de așa ceva și nu pot duce pe umeri pentru că e mare și responsabilitate, așteptările la tine sunt uh, foarte mari. Uh, tu în momentul ăsta te-ai gândit că trebuie cumva să fii cu picioarele pe pământ, da. să nu -ți se ducă mintea numai știu unde. Mama mereu îmi spune că să fiu om și asta la mine e mereu în frunte trebuie să fiu Oleg Spânu așa cum eu sunt. Nu că... Și ce dacă ai fost la România o Talent? Asta înseamnă că tu trebuie să de sus la cineva. Eu sunt un om simplu, un băiat simplu de la țară, care iubește muzica. Adică vreau să rămân simplu. Zim despre tine, despre viața ta, pentru că nu sunt atât de multe informații pe internet. Cei ce ai spus tu la românii au talent, tu ești din Corlăteni, raionul Rășcani și tot acolo absolvești și liceul, ai absolvit deja și deci nu te-a făcut să vrei să mergi la Bălți, de exemplu, sau să vii la Chișinău sau să mergi în România, chiar dacă tu de la 13 ani ești destul de activ în muzică. Dar ce o schimb dacă eu trec la Chișinău? Cu... Ce o schimbi? Unii au impresia că aici sunt mai de calitate studiile. Da, nu, eu am înțeles că mulți de la noi din, din mergeau la Bălți și dădeau de greu, că acolo e mai strict, mai, mai mult de învățat și, și deja înapoi nu putea să vii. Cum să știți în fața la profesor, te în fața la colegi, cine ai venit, te-ai dus încolo și vii în coașă. Nu că nu înțeleg pentru ce alții e... cheltuit tu 20 de lei pe zi de la corlăteni, dar chiar, chiar, și mai mult acum, vreo 25-30 de lei trebuie să-i cheltui să vii la bălți și să se duci înapoi. Cât de multe posibilități financiare ați avut? Cum a stat la capitolul ăsta în familie? Nu, adică nu a fost uh, că să nu ne ajungă. Tatăl uh, mergea peste hotare, adică în, în, la Moscova. El, uh, tatăl tău e șofer de curs da, lungi. Pe rutieră, cu pasageri, colete Și uh, ne ajungea. În sens că ajungea, dulciuri le-ai avut permanent. Da, dar, dar foarte mult uh, cheltuieli au fost uh, cu mine. Cu muzica? Da. Sau eu, nu cu muzica, eu umblam și din clasa 1 mergeam singur la bălți cu trolebuzul, cu mergeam la not, la box, nu, la, la not, la karate, la dansuri de gală, la canto deja prin clasa 4, patra, că nu știam de canto. Nu știam că există profesori care se înveță a cânta. Și în clasa întâi mergeam la, ăștia care mi a spus, la bălți, Mergeam în sat la, la fluier, mergeam la dansuri populare. Adică eram uh, plin. Eram și străstă faceam. Ei încercau să ocupi tot timpul cu, da, ta da, energia da. Părinții vedeau că eu sunt energic și de ce să nu... De ce tu nu te duci la un bazin, să țărăti cum sunt noți, cum corect, dar să te duci la un iaz cu băieță și cine știi ce s-a întâmplat acolo. Corect, abordarea foarte bună a părinților tăi. Dar când au înțeles părinții că tu poți cânta? Dimic, mic. Adică nu, tu... Nu. Adică de mic, sora cu mama, sora filma, sora găsea negativi, e, e foarte greu le găsea, și pe mine mă învăța și de sute de ori filmau cu cameră și ea apăsa, oleg, nu, greșit! <laughs> și eu greșeam și mă rădiam, făceam așa, așa, eu spălăceam asta, mie e ca un... Simbolul meu ca unul. Și făceam așa, eram energic, și mamei îi plăcea, surorii îi plăcea și credeau că așa lor le place, dar nu la toată lumea. Și deja acum, de la 13 ani, mama au înțeles că cam chiar frumos el cânt. Cam, place la toată lumea. Dar spune despre sprânceana asta ta, eu credeam că a fost să... Deci tot ai pățit legat... ceva acolo? Da, tot a fost legat de Rusia. A fost la șase ani, n-am terminat grupa pregătitoare în Corlăteni, am fost că, tot cu tata, cu mama acolo și trăiam acolo, am trăit un an sau jumătate de an. Și mama era cu mine acasă, mă învăța scrii, mă învăța tot, adică cu mine mă creștea și mă ducea la joacă în fiecare zi. Și acolo era așa un, nu știu, nu mi-am perfect cum era, dar știu că era un tobogan mare și parcă cu trei scări. Eu mă suiam pe aici, cum a, așa în față, și mă coboram. Mă suiam, mă coboram, mă dădeam de dură. Dar în partea asta era un scrânciu, un leagăn. Și se dădea o fetiță. Dar era așa mai, mai, mare, mai lung leagăn și așa ajungea aproape de scări. Și mi-a dat mie în gând să nu mă sui pe acolo pe unde trebuie. Dar m-a suit pe partea asta -altă, lângă scrânciu și m-au lovit. Te-au lovit direct aici, la spânceană. Da, Și ți-o tăiat sprânceana în două? Da. asta la tine, la sprânceană, de la cicatricea care a rămas de atunci? Da. O trebuie să o coasă? Nu, nu mai crește. E, nu mai crește, deci cicatrice. eu cream că la tine e un, soi de asta, nu, spun așa. eu îmi fac așa ca să arat mai cool, să eu diferit decât toți, dar eu, Istorie e bună, m-a avut acolo. Voi după aia aiați revenit înapoi în Republica Moldova. da, Modena. Da, Mulginului. Nu, nu, nu v-a plăcut uh, în Rusia? Nu, nu ne-am dus trăim. Tata lucra acolo Aha. și. Doar ca să fiți alături. Da. Împreună. sub Deci tu, belâng faptul că la un moment dat ai început să faci și muzică vocal, tu poți cânta la vioară, chitară, fluier da. și saxofon. Sau cum e? Saxa, saxofon. Saxofon, da. Patru instrumente și nu sunt cele mai simple instrumente. Cum ai reușit? L-am terminat sa saxofonul, el este de bază la mine și celelalte doar au fost așa... Um... Am, am, început cu fluier, am terminat, am, am făcut trei uh, ani cu fluier sau patru ani cu fluier și deja am trecut la saxofon. Dar uh, chitară, am vrut să, mă, să, cânt la chitară cu vocea și așa, cu acorduri Vio la vioară, vreau carabac să cânt. Aha, ai văzut la Eurovision. Da, și tare am regretat. De ce? m mi spus, vrei vioară? N-ați vioară, dar ai scânt. Da, scânt. Și mă când m-a filmat. Dar nu avea eu și face. Mă uitau la vioară și scârțâiau și nu-i plășeam. <laughs> și dădeam examenul și scârțâiam, scârțâiam. Și deja acum, ultimul an, am zis, da, eu cu saxofonul. Dar la saxofon ești bun. Am, am terminat chitara, am atestat tot. Dar vioara am lăsat. Ai lăsat-o tot, da. da? Adică este As... video unde tu spui că o scânți, N-am mai ajuns scarbac. Așa Dar mă uitam, el așa ușor cântă. Mi, mi pare mai complicat la saxofon decât la vioară, nu? Bine, cred că ți, -ți pare mai simplu că... La vioară, parcă mai... E... Mai greu? Da. Plus că vioara așa de mult trebuie să o practici că tu trebuie să știi strunile cele nu au semne. La chitară mai au semne, au, e ușor. Dar la vioară nu au semne și tu trebuie să știi Perfect. Undei? Și așa și n-ai mai prins firul. Dar e, e foarte bine să dezvoltă auzul muzical. Când ai început să cânti cu voce și ai înțeles că poți cânta, anume așa, bine. Nimic, nimic cu mama Catiușa în casă m-a filmat, mi tata Floricică de peșez, Mama mea e cea mai bună, lucree o patra stratan. Asta a fost printre primele piese. Deja cu timpul uh, cântam la Casa de Cultură în sat, la concerte, adică în iunie. De, uh, și cântai și muzică populară și muzică ușoară. Da, hei, da, da. da. Dar tu aveai atitudinea asta, eu te știu de acum, acum doi ani, când prima dată te-am zărit pe undeva. Deci tu, mic, așa, dar cu atitudine de matur, he he, chiuială, he! Nu, nu mă uitam, nu mă, nu mă râșunam, că eram stradă, că eram... Când am început, la 13 ani, mergeam cu o fată. Și am început, noi cântam în parcul Andrieș. Ne-am înțeles cu directorul acolo să ne dea voie. Și am început a cânta eu cu o boxă. o boxă cu microfoane, cu stick. Am început a cânta eu o piesă, ia o piesă, eu două piese, ia două piesă, așa. Și erau mai multe bănci, scaune. Și era lumea așezată, eu mergeam acolo lângă Iași. Ei, nevesa Europa cântam, nu, nu aveam ce să Am început așa, pentru noi, să ne facem videoclipuri, să postăm. Și în ziua aceea o postat, nu știu cine, ne filmat în parc. Și ne uităm pe tiktok deja după o săptămână. Are 44 de de vizionări. O, dar pentru noi asta era wow. Eu punem pe TikTok videoclipuri și dacă s-au adunat 50, 6, 9, divizionări și. cum. Și mama mi-a spus, Fan TikTok. Fan TikTok, eu acolo spun videoclipuri. Și primul videoclip care l-am pus pe TikTok a avut un milion în vreo 3 zile. Ce cânt că ai cântat? Sârbă de mult. Eram boronit la ceai. Eram de machișcat în țară. Eram ușor. și lumea acolo scrie. Știi că ești boronit, ești de la țară, țaran. Nici nu am scris cum trebuie acolo, să de mult. Adică a fost primul videoclip am meu de postat pe TikTok și a fost bun. Și asta te-a motivat? Da. Să, să continui. Da, și deja cu timpul din parcul Andrieș am trecut a doua zi în centru, în centru Bălțului, pe lângă Teatrul Vasile Alexandrie. Și am început a cânta și ne uitam lumea de bani. Nu știm ce să facem cu bani și ieri. Și punem în buzunare, deja buzunarele erau așa <laughs> bucșite. Și, și o femeie s-a prăchit și ne-a spus Tu ai saxofon aici, tu cânti la saxofon. Deschide ciumadanul ăsta, deschide-l. Și lumea spui ei și -a bani. Și noi am deschis. Și lumea acolo pune bani. Și chiar, chiar... Cât uh, câștigați pe zi? Au fost și o mie de lei pe zi, în doi. Da, nu pe zi, dar în două ori, o zi. Un om să duce și lucrează de dimineață până în sară, cu ziua și prănește 200 de lei, 300 de lei. Dar noi copii, asta era ceva. Și asta vă motivați să mergeți și a doua, și da? a treia da? zi și așa? Da. Și cu timp mi-a cumpărat boxă mai... Nu ca e. <laughs> GBL. <laughs> așa mai bună deja. Tot în vara aceea, adică nu eram încă, cântam împreună. Un om ne-a chemat la Iaz. Să cântăm, ei aveau acolo un bal, așa ei n-aveau o zi de naștere, n-aveau nimic. Hai, veniți și ne cântați. Și am cântat vreo patru ore, așa, nici nu am simțit că a trecut timpul. Și atunci un om s-a pripit lângă mine, la și mi-a spus, să îți dau 50 de euro dacă încânti piesa frumoasa mea în noaptea asta. Știți, a? Acum, da, cum? Marcel Pavel? Da. Și eu nu știam piesa asta. Ei, ce să fac? Ce să fac? Acolo nu prindea orange -ul. Hai, intră pe, pe Google, cat negativ, cat cuvinte și am învățat acolo în 10 minute, am învățat piesa. Și a am cântat-o. Și el a spus din glumă deodată. Și când am văzut că eu, eu cânt, s-a în mașină și i-a dat 50 de euro. Și... Spune-mi un pic despre părinții tăi. Deci uh, ei cu ce se ocupă? Au treabă cu muzica? Nu. Dar cineva de din rodurile tale? Meu, când era tânăr, uh, cânta la chitară bas. Singur. Se învăța cu băieții din sat. Și -a început a merge la nunț. Și acolo cu prietenii mai o că, hai, o stop cu două stop și, și s-a îmbătat. Și cânta așa în trăiure, de și -a cânta. și mirile s-au nervat și au luat și și-a dat în cap. Și acolo s-a terminat și acolo cariera terminat, lui muzicală. Da, eu da, stricat chitara, sau, sau în cap eu tras -o, sau o, ceva o... au fost. Și deja acolo s-a terminat. Dar n-au, n-au, cu Dar ei te-au susținut mereu când da. tu spuneai că vrei să faci la un instrument, vrei să faci vocal, da. deci uh, au fost da. acolo alături de tine. Dar mama ta a renunțat la activitatea ei pentru tine, pentru ca să meargă cu tine la concerte, la surprize. În clasa 4 sau 3 eu deja, nu, am venit de la Moscova și tatăl abia atunci a început să meargă cu ruta la Moscova, în Rusia. Și ce să faci? Mama trebuia să meargă cu el. Și mama mergea cu el și se schimba. A, ah, deci ea tot era șofer. Da. Erau doi șoferi, adică părinții mei, și mergeau la Moscova cu pasageri. Dar eu am rămas singură acasă. Și eram năstrușnic. Îmi spunea, hai, îți dau 200 de lei, că să ajung pe săptămână să mergi tu. Că mergeam mergeam marța, mergeam joia și sâmbătă mergeam la bălț. Și îmi dădea de cam să mai cumpăr deja o pâine, ceva acolo. Dar eu vroiam chipsuri, vroiam Coca-Cola și vedem că nu ne ajung banii de chipsuri. Ce să fac? Și nu mă la not, nu mă la karate cheltuiam bani, adică nu, nu, nu frecventam la bălți. Și nici în sat nu frecventam. Și mama a înțeles că trebuie să pui și de capul meu. Și deja tata și -a luat, s a luat, șofer și mama a rămas acasă. Și de atunci ea se ocupă de tine și acum voi da. mergeți împreună că e vorba de o surpriză, de un concert, de da, ea, ea este, este alături de tine. managerul meu, este cel care filmează, care face live cu telefonul, e, este șoferul meu. Sunt foarte mândru că am așa mamă. Tatăl tău înțeleg practic toată copilăria ta era foarte puțin aici în Republica Moldova, da. mult pe drum și respectiv da, la... Da, în fiecare săptămână acasă. Cât de mult uh, ți-a lipsit tatăl, iată ta nume, în copilăria ta? Nu tare mi-a lipsit pentru că nu a fost la mine ca la alți copii să vii, să vii peste 5 ani, peste 2 ani. Nu, a fost... Îl vedeam fiecare săptămână. Era responsabilitatea casei da, când era, vinea veneai la casă? Da, venea vinea numai... Auzeam, mama tot stătea la telefon când știa că deja este aproape. Și unde ești? La Sculeni, ori la Albiță, undeva, la Ovama. Oleg, el cam e de Hai mai stăm o și pe urmă ce treaba. Dacă vede că e la Costești acolo la râșcani, hai Oleg, Hai la treabă. Și ce începem, mă -a mătura Așa, a faci tot lin smac. Că tata vine acasă. Și mâncare și. Adică erați responsabil. Da. <laughs> și asta era o chestie, știi. <laughs> Dar um, spune-mi acum, care, în general, ați avut o relație apropiată cu tatăl? Da. Puteai da, să-i spui, am... de exemplu, aveai o durere pe suflet Nu. tatăl, uite așa. Nu. Deci apropierea voastră a fost mai mare cu mama. Da tatăl era un pic mai sever și nici, nici sora, am înțeles, că nu, când avea ceva când avea ceva pe suflet, nu putea să-i spui lui tata. Dar nici lu mama, că mama e foc. Mama, <laughs> dacă auză ceva. Și... Un pic nu a fost așa chiar ca la toți tații. Când văd că tații Văd prin filme, văd prin pe... așa, mai întâlnesc momente în viață când Ficiorul cu tata, în relații de prietenie Nu că, nu, da, este și că e tată, că trebuie să-l respecti Dar este și că, hai te că, hai la un bowling, hai la un pește Dar la mine nu prea asta a fost um, Și ți-a lipsit? Iată acum, analizând Acum el s-a s, -o, s -o dus la noi din familie, s-a dispărțit cu mama. Asta a fost ceva brusc, dar oricum ei sunt maturi. Ei își aleg ce au în viață. Și nu este treaba mea, dar oricum, oricum aș... E o durere pentru mine. Aș vrea acum visul meu cel mai mare să fiu mic, cum eram eu la 5 ani. când știu că tata era acasă, mama era acasă. Sora, fratele, toți stăteam la masă și ne râdeam, glumeam. Chiar dacă acum tu ești mare și ai succesul ăsta muzical, mult mai mult îți dorești ca părinții să fie împreună și ca familia să fie unită. Da, să fie unită. Început la un moment dat să faci surprize și mergeai la oameni acasă. Ei te-au descoperit acolo în parc? Te-au descoperit deja în bălți? Cum s-a da, întâmplat au să văzut asta? filmuleți cum am mers la Iaz, la domnul acela. Și deja s-a început. Oleg, vrem să ne cânt la un eveniment. Vrem să ne veselești. Da, cu mare plăcere. Vin. Și tot așa s-a început. Oamenii vedeau videoclipuri pe internet. Fiecare doar din... Te duci acolo la o ceremonie și nu e numai un om. Sunt sute de oameni, sunt 30 de oameni. Și fiecare să se... băiote, băiat și ăla, venit, o făcut veselie. De ce să nu-l chemăm și noi? Și s-a răspândit. Dar de unor a apărut la tine degajarea asta? Pentru că tu ai așa o de parcă ești artist de o viață. Hai, oameni buni, ne ridicăm, dansăm, hai o horă. Deci, unii artiști care au zeci de ani cântă pe scenele mari, ei nu activizează atât de mult publicul cum o faci tu la cât doi ani de experiență. Eu fac din suflet. Nu fac asta. Eu improvizez. Nu fac, nu mă gândesc. Ia că eu acum merg la Pârlița sau merg la Fălești undeva. Merg la Chișinău, la ceremonii și eu trebuie să spun felicitări cu ziua de naștere, bla bla bla. Eu spun ce și vine în minte. Și aici, din, din suflet, din inimă, vine și la omul și -ala mai tare place asta. Și mai ales că tu baci glumițe de ale tale da. și cu voce așa mai tare. Ce muzică cânți atunci când mergi la evenimente? Mai mult muzică populară, dar cânt și e stradă ca un vals pentru miri. Deoarece lumea noastră mai mult cu populară, hai și... Și de asemenea la anunt? Populară. Așa e saltă, e saltă, e saltă, Eu băsesc și mă duc. <laughs> da, tu acum mergi pe program de 45 de minute? sau? Da, 45 de minute. Așa e la mine. Cam. Eu... Mulți doresc să merg două ore. Alții doresc pe toată seara. De eu nu pot așa ceva. Eu văd și 45 de minute și lumea deja se obosește de mine. Adică eu îi eu, eu salt, eu îi... Hai la joc, hai! Care melodii îi activizează cel mai mult pe, pe, oameni? Iată, din experiența ta, din asta, din muzică populară. Viață, viață, fără scump. La 30 să ne oprim. Așa se mai numește. Uh -huh. Zi un pic. Viața, viața, fără scumpă, Dragă mi-ești, dar Scurtă ea și dracă Și rău inima mă doare, Păi la 30 să ne oprim, Să nu mai bătrân Da, să nu mai bătrân nimai. Păi la 30 să ne oprim, Să nu mai bătrân Da, să nu mai bătrân Un pic am cum am greșit, da? <laughs> <laughs> Foarte bine cât, mi tare mult îmi place, se mi simte atitudinea asta a ta. Și tu ai înțeleg că ai preluat multe melodii de la uh, diferiți interpreți și ți-ai făcut un uh, repertoriu al tău. De. Ai și melodii de ale tale? Uh, am două populare și deja două merg, deja sunt făcute, dar merg să fie postate pe internet. Videoclipuri, uh. faine. Lăsăm aproape de final un pic să ne cânti de la ele. Dar zi, uh, până la România au talent. Cât costă ca să vină cu o surpriză, o leg acasă? Uh, depinde foarte mult de drum. Că ce am fost scumpit. și dacă, a, da, deci dacă ai mers mult Da, cu dacă am mers la Cahul, <laughs> <laughs> și... nu cred că te duci tu la băs la Cahul. Mă duc. Serios? Da, eu am fost și în, la București. La eveniment. Am fost și la Baia Mare. Ceava. acum sunt foarte multe în România. Chiar și acum, da, dar până la România au talent? Toți te invitau încolo? Da. Da, care mă vedeau. Dar de... cât e o medie așa, nu știu, e vorba de 150, 200, 300, 500 de euro? Uh, 300. 300 de euro, da. da. Adică dacă e foarte aproape, poate fi și mai ieftin, dacă e mai departe, poate fi și mai da. mai scump. Cât de mult s-a schimbat totul după participarea la România au De participarea la evenimente de tipul o surpriză, mai mergi, mai faci asta da. sau doar la concerte, da. doar la... Da, fac, fac. Și s-a și cu prețul? Asta, cu asta, nu. Cam tot așa -i. Cu asta eu mă întrețin. Și fiecare artist se întreține cu asta. Cu asta eu fac videoclipuri. Când profesorii, când mulți oameni spuneau că asta e ceva degradare, că te duci tu la nunți și la cumătrii și le cânți. Asta nu e ceva frumos acum, când eu trebuie să-mi fac piesă noi, când trebuie să-mi fac videoclipuri, acum aș vrea să întreb oamenii și ea. dă bani, dă-mi, că mii de euro videoclipurile. Dă-mi dă să fac videoclip. Și din concerte da? nu faci? Nu. În concerte de obicei te duci și faci voluntariat. Adică trebuie să fii mulțumit că te-au invitat să cânti da. într-un concert, nu poți să mai ceri bani de acolo. Dar ce crezi că acum încă este rușinos ca un artist să meargă să cânte la cumetrii nu? -ți? Nu, nu înțelegi cumetriile ca un concert. Muzicanții tot, tot. Calitatea sunetului. Da, locații da. faine, uneori mergi și este o acustică mai bună decât la sălile de concert. Da. Cât de des mergi acum? Muzicanții foarte mult investesc în ei. Merg foarte des, mai ales vineri, sâmbătă și duminică, ca Mama mea. Acum e post un pic? Sau și în post fac ai noștri? Și în post, <laughs> de de Acum e, am avut. E, vinerea asta, sâmbătă și duminică, au fost vineri, îmi pare că cinci evenimente. Cinci evenimente într-o seară? Da, într-o zi. Așa. Sâmbătă au fost șapte și duminică trei. Adică dacă șapte sâmbătă, eu am văzut și 13 pe zi. Apoi adică mă reu... pornim de dimineață, la vara nouă, Undeva la ora 9, jumate, 10, făceam o surpriză de zi de naștere la o băbuță, tot așa. Și deja seara mergeau cu mătrâile și nu înțele. Wow, păi da. da. Lumea nu înțelege, lumea le, spare că este... E foarte ușor. Și vine banul... Da, și gata. Lopata. Lumea nu înțelege. Păi uneori și e mai greu decât a te și să muncești cu ziua. Păi cu Pentru siguranță că eu ajung la ora 4 dimineața acasă. Nu la 5 dimineața acasă. România au talent. Participarea ta acolo, care cumva ți-a adus popularitate, deja toată Republica Moldova cumva te știe, și în România, mare parte. Cum ai ajuns la România au talent? De mult visam să merg acolo. Căci vedeam foarte mulți moldoveni că am mers acolo trimiteam filmulețe, trimiteam videoclipuri, cum eu cânt, cum eu cânt de toate genurile. Și au foarte, foarte multe mesaje cu fiecare băiat, fiecare fată, fiecare cel care are un talent dorește să arăte, să, să vadă dacă el e bun talent și Și într-o zi m-a sunat doamna Victoria, așa o cheamă pe care foarte, foarte mult m-a ajutat acolo. Să... Și mi-a spus, Oleg, tu ești băiat bravo și dacă dorești, mergi acum în Iaș, la preselecție, la România o talent. Și am spus, da, foarte mult îmi doresc, că acum am ajuns la Iași, erau foarte mulți, și mai mari, și mai mici, și mai bătrâni, și mai tineri, și de 2 ani, și de 90 de ani. Și nu mă gândeam ca să trec. Dar am trecut. Acolo era preselecția. Deci acolo da, se decide de cei care merg deja în concursul de bază. Da. În fața la de jurați deja, care trec deja în fața la jurați. Am trecut și mi-a spus foarte bine ar fi și ar merge să mergi cu popular. Dar ce, tu ai făcut mai multe numere acolo la preselecții? Ai, ai cântat și muzică ușoară, da, ai cântat și fost, la saxofon. am cântat și la saxofon. Dar mi-a spus mai bine cu muzică populară și am mers la preselecție și vedeam că în octombrie și vedeam că deja nu mai nu mai nu mai, mai postează pe, la preselecție nu postează videoclipul ce a fost acolo și nu mă sună să în semifinală. Și deja mă rugam să, să pui videoclipul pe internet deja să mă văd cum eram acolo să mă vadă publicul și m-au postat eu. Entuziasmat, e, e, bucuros că m-a postat Și mă sună peste o săptămână, două Și îmi spune Coleg, tu ai trecut în semifinală Nu, mi-a spus da, Ca să treci în semifinală Trebuie să-mi arăți ceva care tu dorești să cânți. Și-am arătat piesa This is Man", care am cântat-o Și le-a plăcut și-am trecut Și-am cântat în față la jurați încă o dată Și atunci am cântat piesa și am schimbat radical de la populară la stradă. asta au fost neașteptat și pentru noi aici, cred că. Eu credeam că o să mergi cu populară până în... Dar a fost inițiativa ta? Da. da Cum se întâmplă acolo în culis? Iată, în momentul în care tu vrei să cânti o melodie și o propui, ei ar putea să refuzi să-ți propună alta? Mai multe, sunt mai multe. Eu propun, eu lui, regizor. El îmi propune melodii și dacă îmi place, eu aleg, da. Adică nu e ceva că... E piesa asta și o cântă. adică să-ți o piesă nepotrivită pentru tine e imposibil nu. dacă tu nu o simți. Nu. Mm -hmm. Și tu ai luat uh, cât trei de da acolo cum funcționează în preselecție am luat patru de da patru de da și, da. După și aici deja nu e nu vota dar publicul și m au votat și atunci am Andra mi-a spus că voi cânta cu ea și am trecut deja în, și în, și în finală dar ea în semifinală ți-a spus că vei cânta cu ea da și tu, deci tu nici tu erai bucuros că ai ajuns la România au talent. Da. Tu nici nu ți imaginai că o să mergi în semifinală și după nu. aia că o să fii în finală și o să fii printre top 3. Nu. Și am ajuns în finală. Și în finală <coughs> am avut două săptămâni la dispoziție din semifinală, din live semifinală până în live la finală. Două săptămâni. A trecut, nu știu câte zile și deja Deja trebuia să vedem cu ce piesă cânt. Am dat și eu propuneri, și regizorul mi a propus diferite melodii și mi-a plăcut uh, I Wanna Be Like You, care el mi-a propus. El deja au văzut cine sunt eu, ce, cum, 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 uh, cum cum e viața mea pe scenă și eu părut că asta să fie ceva tot. Dar clas, tu până da. acum ai avut experiența asta de a cânta ceva atât de diferit de muzica populară sau chiar cea ușoară din Republica Moldova pentru că bă, melodii nu știu, cunoscute la nivelul uh, mondial și tu le-ai cântat atât de bine. Da, eu la canto, la canto nu cântam piese populare, eu la canto cânt piese ușoare, e stradă. De câte o frântură din cea din semifinală și cea din finală, ca să le reamintim celor care urmăresc interviul. This is man's world. This is man's world. But it would be nothing, nothing without a woman or a Și cea din finală,

Scheribidiribiditututu, Scheribidiradei Și asta am învățat în ultima. Genial, eu aș aplauda. Deci eu am văzut lumea cum a reacționat acolo, fabulos și tu ai făcut o atmosferă. Deci screa la un moment dat că tu ești principalul favorit, impresia. Deci din reacția publicului și pe online și vizualizări și tot ce s-a întâmplat. Vreau să discutăm și despre câștigător, dar care a fost starea ta după ce ai interpretat melodia asta în finală? Of. A fost ceva genial, a fost... Andra deja mi-a spus că se bucură că va cânta cu mine. <laughs> și a spus că vrea să cânt și la Cluj. Și, și deja la mai multe turnee, un turneu tradițional doi. Și deja am văzut că deja Publicul Deja te adoră. Nu, nu a fost în zadar cei ce mama și tata depus în mine. Dar în interiorul tău ai simțit că ai putea câștiga concursul ăsta atunci? Nu, eu nu mă gândeam uh, că o să câștig. câștigă, uh, ca și în preselecție, ca și mereu. Nu mă gândeam că o să câștig eu, uh, că, că o să câștig marele premiu. Deja asta era o este, era o onoare, să cânt eu cu Andra. Tu ai um, obținut mult mai mult acolo. Da. Mi jale că ucrainene. E locul doi mai mult decât, mai, mai mai sus decât mine și practic au rămas cu nimic. Dacă anul trecut au fost 10.000 de euro la locul 3, 20 la locul 2 și 120 la locul 1. Și, dar anul ăsta anul ăsta a fost 10.000 la originalitate și 120 la premiul cel mare. Și locul 2 23... și eu măcar am rămas cu ceva. Cu Andra? Da, și-a rămas cu 120. Eu am rămas cu Andra. pentru că banii ăștia să-i fac eu mai pe urmă. Nu e ce, ce Mai ales că acum mă gândesc. chiar și dacă aveți să câștig eu astea, banii ăștia, că ar, fi fost foarte bine să câștig. Dar, până la urmă, lumea vezi să spui, dacă, de exemplu, să fac eu gardul, dacă a au fost la România, și o talent și au cumpărat gard. Și făcut gard. Dacă nu am cumpărat un saxofon mai bun. a fost la România, talent și au cumpărat saxofon. Bine, asta e foarte o să mult, da. Și foarte mult. Eu am rămas cu ceva, dar ucrainii nu au rămas cu nimic. Câștigătorul este rare și creu. Ce părere ai tu despre victoria lui? Era așteptată? Da. Este un băiat foarte bravo. Șapte ani și câteva luni. Opt deja. deja. Da. Un băiat care tot muncește. Toți, toți, au, toți au fost foarte buni. Eu când vedeam că Tahira și ucrainienii pe sfara ce cad jos, nu se lovesc. Te gândeai ce șansă am eu, azi. și, eu și să ești. pam, pam, tu, tu, tu. <laughs> <laughs> În plus că la, la repetiții, eu la repetiții mai mult mă bazez să capăt multe informații de la regizor, de la tot să îmi dai multe informații și eu la urmă, la, la urmă eu să-mi creez ce, cred că e bun. Adică nu dai totul din tine nu, la repetiții? Nu, nu, eu mereu la repetiții nu dau totul din mine. Și să gândeau și, ce ai zis, eu nu știam cuvintele încă în finală, erau două zile înainte de live. Eu nu știam nici bine cuvinte, nici așa, scribi dur, papa, este tot greu le învățat. Și, și mai mulți acolo se gândeau, băi, Oleg, iei mâini. <gântu> nu se gândeau cum, cum te ales publicul să mergi în finală și tu aici să-i dai de gol. Și deja în ultima repetiție au văzut că o să fie bine. Dar tu, de la repetiție era clar că Rares e principalul favorit sau nu? nu? De, la, de la început chiar și cel mai vizionat videoclip de la România Talent în sezonul 13 este al lui Rares e, și este primul videoclip postat în acesta și el foarte, foarte mult o atras publicul, mai ales că este un copil mic. Este înțelept. Eu m-am am, prietenit cu el. E, e, el era cam cel mai bun prieten pe acolo. Eu găseam limbă comună, el ne îmbrățișam, o legă, îmi Dar cum este el în afara scenei? Tot așa de matur? Copil. Este ca toți copiii. Numai că are talent. Și este brav. Dar poți să vorbești cu dâns pe subiecte, teme ceva mai complexe? da. da. E o experiență frumoasă acolo. Da, da, tine. este. E, toți au acumulat o experiență foarte bună acolo. Chiar și cei care au fost doar în preselecție, pasajurile. Dar în momentul când ajunge în semifinală și în finală, ei vă acoperă cheltuielile pentru transport, pentru cazare, da, mâncare? Da, da, da. Cazare, mâncare, tot, tot, tot din lor. Adică noi nu cheltuim nimic. A, ah, iată, în Nici în preselecție. Bata. În preselecție n-am stat la hotel. Dar am venit o zi și deja ne-am dus acasă. Dar mi-a plătit uh, drumul. Aha, deci e foarte serioasă treaba acolo. Da. În momentul când au anunțat rezultatele, ce se întâmplă cu inima unui concurent? Când știi că, iată, în, într-un minut, două, el ar putea să, câștigi, să afle că a câștigat 120.000 de euro. Uh, unica ce a fost acolo la mine mai... mai... Um... Care e chiar emoționant. Da. O fost când îmi spunea și locul 4 cel care se află pe o pârtie așa pe un pod, pe podium, adică un pas până la podium. Este. Și acolo smiley și Pavel așa fac acolo și încă și muzica ce e Și. Acolo este așa un ecran care îi citească de acolo. Și nu scrie, de exemplu, ultim, și locul 4 este și numele, adică prima literă a par, acela care a concurentului. Deci A, B, C. <laughs> și asta e încă mai, mai rău. Tu credeai că ești acolo? Da. Da, și când am auzit că nu să eu. Știai sigur că o să fii pe podium? Mă gândeam că da, da pentru că e, cele patru locuri au fost rareși din Ucraina, băieții, eu și colectivul mare, e, pentru că acolo e foarte mult. Dar locul 3 este un rezultat fabulos. Da, din câte mii de... Și în să... final au Acum, ajuns... Acum, eu mi-am mi imaginat. Cum... A, mie mi-a plăcut foarte mult pe Instagram ce ai făcut tu. Vine cu tine un mesaj din asta profund, prieten. <laughs> Vătați-mă că astăzi este da, semifinala, azi, astăzi da, este finala, da, vă rog. Nu? Și avea acolo sute de mii de vizualizări. Da, acelea au fost uh, printre cele mai populare reel-uri. Ai mai repetat vreodată experiența asta? Ai mai merge la concursuri de, de talente? Da. nu e stresant pentru un copil până la urmă, tu cât când ai început procesul aveai 14 ani, da? Da între timp ai împlinit 15. Nu influențează cumva psihologic când te duci știi că nu ești pe primul loc, presiunea asta? Nu, nu știu, dar fiecare cum, cum e el de acasă. Dacă acasă, de exemplu, sau înainte de a intra în scenă, părinții au spus să, să nu mă dai de să nu, să nu greșit. Ceva a se întâmple. Eu, eu, așa, după părerea mea, a se întâmple ceva, nu chiar frumos, și nu o să primească el, poate, premiul mare. Dar dacă vine mama sau tata și îți spune, tot a să fie bine, tu ești o legă. Stai. Cum, nu, stai. mama ta abordare abordarea asta a avut-o. Da. Adică nu a pus nici cum presiune pe tine, a zis nu, că du-te, savurează. Nu, tot a să bine, experiență. Tu știi că ești mea, meu, toată vremea sunt eu lângă tine și merge viața mai departe. Și tu îți duci acolo cu o energie. Așa. Care e următorul pas? X factor? Ce concursuri mai sunt Nu știu, băiecare? nu știu. Vreau să mă duc undeva sau vocea sau uh, Ucraina. Acum este conflict. Este, este chiar război și asta e extrem de grav, și ei nu au șourile astea. De... A, da, voi, cred că voi merge și în Ucraina la Golazdieti. În Rusia cred că voi merge la, tot la Golazdieti, nu la Golos da, să văd că cresc deja mai mari. <laughs> voi merge, cred că în alte țări, la Voce. Ceva, adică vreau să mă promovez. Acum, apropo. Am acum concert la Moscova, în Rusia, și merg cu domnul Gheorghe Țopa. Opa! Cu maestru Gheorghe Țopa și lumea într-un fel e. nu e împotrivă să nu da, mergeți este, în Rusia, este că e țară e, agresoare și tot Da. Așa. Și e toți comunic și vorbesc citind numai coperta cărții, nu ce este în în carte. Adică Desigur, dumneavoastră, dacă cumpărați o carte și citiți numai coperta, nu înțelegeți și Și poți spui că e ceva despre copii, ceva. Dacă nu o citești, e cu mult mai altceva. Eu mă duc acolo la Moscova cu domnul maestru, scând pentru moldoveni, pentru toți care sunt acolo, care muncesc, care vreau să bucur de viață, să, să mă vadă pe mine pe, și pe domnul Gheorghe. Uh... Adică, vreau să le spun la oameni că eu sunt un om, un băiat al păcii. Eu nu susțin, eu nu mă duc acolo să cânt pentru, pentru Putin sau să cânt pentru toți cei, pentru ruși, mă duc acolo să cânt pentru moldoveni, printre noștri. Am fost și în Italia, am fost, am fost. voi merge încă la oameni, tot la moldoveni și asta nu are nimic cu una cu alta. adică ce sunt întâmplă la momentul dat și cu moldovenii noștri. Tu mergi peste tot unde ești da. invitat. Viața după România au talent. Uh, acum înțeleg că încă ești în proces să răspunzi la mesajele de felicitare care au venit după rezultatul ăsta, dar uh, tu simți o mai mare responsabilitate pe umerii Da. Cum asta se manifestă? Uh, așa e la mine în plan că a fost mai ușor să mă ridic decât să mă mențin. Trebuie să mă mențin, trebuie să fiu om, trebuie să fiu un simplu, cum învață mama mea și tatăl meu, cum toți îmi spun, mai mulți uh, oameni îmi spun, cât și artiști, îmi spun că trebuie să te menții. Adică nu e greu să explodezi într-o bună nu zi? E greu, e, tot e greu, dar e mai, mai e greu să te menții, să fii la locul tău. Și tu cum planifici să te menții în spațiu public, Relevant să nu ridic capul în nori. Că asta e ceva urât. Să te uiți de sus la cineva. Că este așa o... Așa care tot am în, în, minte de mult timp. Când, când te urci sus, făți prieteni. Când vei cobori ei te vor ajuta. Frumos! Pe plan profesional, ce planuri ai? Merg acum, am terminat deja examenele, aștept atestatul să nu mă sfari și uh, voi merge la, așa duc, duc, cum, cum am plănuit cu, cu, mama, voi merge la Iași, în România, la Octav Băncilă, colegiu de muzică, de artă. După ce principiul ai ales? Este mai multă dezvoltare, Adică am mai multe căi de... Am, Îți dorești mai mult în România să, te Nu, adică pe două părți. Dar ai analizat opțiuni și la Chișinău, și la București, și la Cluj? Da, da, Cum am înțeles că la Iași din România e cea mai bine. Și la Cluj. La Cluj și la Iași, dar la Cluj e prea departe. O, da. Am fost acolo. Și la Cluj de la Iași, destul de repede ai să ajungi acasă, poți să vii aici. Da, ai plus că Iași e aproape de bălți. Spune un pic despre muzica nouă. Ce fel de muzică faci? În ce direcție mergi? Pentru că ai zis că urmează să lansezi două Tot pe ambele. De... Acum deja va ieși clip la Mă mama pe mine, care deja mai, mai mulți oameni deja știu piesa asta. Uh, va ieși un videoclip, piesă. Uh, o piesă despre ziua de naștere care am făcut-o special pentru toți omagiații, pentru toți vinovații, cum așa mai spun eu, ca când va fi ziua lor de naștere să mă să pe YouTube, o spânul și să mă ascult pe mine. Și voi, e, va ieși o piesă tot frumoasă. Poate m-am îndrăgostit să numești. Să văd fetele. Hai să avem la fără protocol ceva exclusiv. Când câte un pic din fiecare? E ziua ta, să ai parte de la lene trandafiri, ziua ta, penserate, vin și musafiri, e ziua ta, ești o stea și prietenii tăi fani, strigă la mulți ani, la mulți ani. Foarte frumos, asta o să fie hit. Următoarea. Da, doamne. E... m-am îndrăgostit, nu știu și cu mine, Cum are mai învrăjit, gândul meu la tine, căci o parcă am Cânt doar despre tine Asta e refrenul, nu? Bun. Dar îmi place foarte mult a doua strofă. Ce iubesc eu mai mult acum Cântecul sau ochii tăi Unii joc eu e să fum Dar gândul meu-i peste voi Cum ca atâta vremea Nici nu știi cum mă numesc Dar ascultă, dragă fată, deodată Am să te cuceresc când îți voi cânta la parte Jos pălăria Eu o să urmăresc pe YouTube Impactul și cu mare plăcere o să distribui melodiile când o să apară uh, Mi se pare că e ceea ce cere acum publicul din Republica Moldova uh, Cu cine ai făcut melodiile astea? Capușor Așa, bună alegere <laughs> Intri și tu în lumea asta a interpreților Și eu chiar sunt curios cum o să primească breasla primele interacțiuni cu colegii de breaslă, cum sunt? Bune. Toți te primesc cu brațele deschise, da. te susțin, îți dau un sfat? Da. Pentru că eu știu că în mediul ăsta, atunci când apare un nou interpret tânăr, care are foarte multe evenimente și cântă bine și place publicului, cei consacrați nu sunt foarte deschiși să-i dea anumite secrete sau sfaturi. Da, eu mă gândesc că ar fi bine ca noi tinerii să ne împrietenim și să fim noi gașca noastră și nimeni nu ne mai, nu mai dă jos. Și apropo, sunt acum câțiva tineri care nu contează ce zic consacrații, ei își caută calea, de lor, trăiesc viața acum. Încă un lucru tare important și interesant despre tine, tu ai slăbit cu 10 kg într-un timp foarte scurt. Într-o lună. Într-o lună. Ai vorbit despre asta la o seară perfectă. Spune și nou secretul Frumuseții este un program sănătos, Tot ce e acolo e aloe vera. Nu prea toți o iubesc. Mama mea o iubește foarte mult. Dar eu nu. Dar trebuie să bei ceva Dar să de be. aloe vera. Este așa un suc uh -huh. Acum... Un soi de detoxifiere a organismului Da, este cel mai principal. Foarte mult apă. 3 litri pe zi trebuie să bei. <laughs> uh, dar uh, asta e un soi de dietă până la urmă da. Deci tu ai renunțat da, la fast food Spuneai la da, alimente dăunătoare Da, mănânci puțin Dar asta foarte, foarte mult ajut Când văd că Un pic mai Încep Fac un program de două zile Așa care uh, Tot, tot curăț din mine Și 3 kg asta deci tu aveai 83 de kg la 15 ani, da? Și ai slăbit până la 73. La cât ai tu? Un metru. Un metru nu ți deja. Nu știu. Ești înalt! Domneavoastră cât da? 176, tu ești mai înalt decât mine. Tu ai un metru 80? Nu știu. Bine, în orice caz, e proporțional, e perfect. Tu cum te simți acum? Mă simt mai <laughs> <laughs> Dar zimi, tu când ai înțeles că ai vrea să slăbești? Eu, eu doream foarte mult să slăbesc și deja îmi blam la sală, îmi blam la, cu mama în bălță, Și văd, urmăream deja de mult pe Corina Țepeș și am văzut că ea promovează metoda asta, slăbire, am văzut deja și că și Adriana Ochișanu a slăbit cu asta și credeam că e numai pentru femei, dacă mă femeile. Și zice, de data am întrebat pe doamna Corina, doamna Corina, eu vreau să slăbesc, dar nu e pentru femei asta, că nu mă sunt așa. Zic, nu, e program bine sănătos și mi-a explicat atât cum trebuie și... Uh, m mi-a făcut prietenii cu doamna Mariana Ieni, care foarte mult mă ajută, care doamna Corina nu are chiar așa mult timp, că e mai mult cu evenimentele, cu concertele și cu un nutriționist. Doamna Mariana este un nutriționist care mi-a explicat mai, mai bine. Și timp de o lună tu ai reușit să slăbești 10 kg? Da. Și de atunci cumva te menții în zona asta? Da, da. Asta. Acum mai sunt chiar și doamna Anatol Melnic. A avut așa a postat pe story cum un, băiat, un bărbat de la 140 de kilograme a ajuns la 120, 118. Da, ah, e rezultat foarte bun. Dar tu spuneai la un moment dat că și profesorii îți făceau apropouri când aveai kilograme în plus. Da, da. Ce îți ziceau? știi mai știi, mai... Nu, nu chiar... Asta e foarte urât din partea unui profesor, dar spunem cât de mult influența asta și te afecta? Când tu știi că atât, tu ai vrea să slăbești și vine cineva și încă asta accentuează. Foarte... Nu-ți place. Mm. Te face, te simți incomod Prost. și te rușinează. Cât de important e pentru un artist să arate bine pe scenă? Este foarte important. Trebuie să... Ca un exemplu să fii. Trebuie să cânti frumos, perfect, profesional. Dar trebuie să fii și frumos, așa. Ca fetele să te iubească. Și <laughs> la asta te gândești, da? Ei, nu mă gândesc la asta, dar eu Crezi așa... fetele iubesc doar pe ei mai slăbuți? Sau sunt mai mult șanse? Da. Așa. Tu acum mergi în toată Republica Moldova și în toată România. Da, peste tot, că tot mai te... mă cheamă, acolo merg. Dar solicitant atâta timp pe drum. Cum am deja, voi fi la Paris și în Anglia, în Londra ai fost deja în Am fost diaspora. în Milano, Padova, în Orvieto cu Capșon, Camelia și domnul Anatol. A fost foarte bine. Tu ai fost imediat după finala România da. au talent? Da. Te-au întâmpinat acolo... Un câine cu tricioare. <laughs> Zici că a venit acolo prințul Oleg da, da, și da. toți se închinau, au făcut o parodie superbă. Da, domnul Anatol, știi, are idei multe. Am văzut că și publicul a reacționat foarte, foarte fain. Voi prieteniți? Văd că destul de des cu Anatol Mielnic vă duceți, interacționați? Da, am fost acum și la gusturile, se discută. Sunteți prieteni? Îmi place sunte. foarte mult că colaborez cu toți și toți nu sunt răi către mine. Într-un fel doresc să mă ajute Îmi place Eu foarte. sper tare mult Că asta o să rămână și pe viitor Că e destul să scoți două-trei melodii Să ai un super succes Și atunci o să vadă adevărata fața tuturor Celor care vor să te ajute care... Pentru că oamenii și prietenii La succes se cunosc da. Nu la nevoie Atunci când ai succes să vezi că se aleg oamenii Din jurul tău Înțeleg că trădări n-ai avut Dezamăgiri Nu Prieteni ai mulți? De ce? Într-un fel, am observat asta că, că părinții mult mă, părinții mult mă vizionează, să uită unde merg eu și poate la un moment dat părintele celălalt, la bunica spune, da, tu și nu poți așa. Eu tot am avut așa, că mama zice, eu tu și nu poți ca doamna asta să cânti așa, când și de este mă uitam la mama și îmi zic și să Adică îi compară pe unii. Și părinții nu se gândesc la asta că asta să fie ceva rău că îi spun eu așa lui, pentru că până mult trebuie să-l învaț sau am deja să încep să-l învaț. Dar părinții îi spune, ce nu poți tu așa? Ce nu faci ca el? Și mulți copii se uită rău la mine. Poate și bine se uită, dar mulți se uită rău la mine, pentru că în familie le s și de asta nu ai mulți prieteni. Nu. Crede-mă că da, oricum, o să aduc surpriză viața pe Eu am prieteni în domeniul meu. Domnul Patrick Anganu, Diana Stoica, mai mulți. Cu cine mai prietenești din artiști sau cu cine comunici așa foarte bine? Patrick Anganu, Diana Stoica, domnul Gheorghe Țopa, Lenuța Gheorghiț, Corina Țepeș. Mai mult. Adică eu am plăcere de la asta. Capușon. Da, și încă și urmează piesele pe care trebuie da. să le lansați. fi fie cu succes lansarea. Um, care este relația ta cu Dumnezeu? Am o relație bună. Eu sunt foarte mulțumit că El mă ajută. Uh, în, cl în clasa șaptea deja mă gândeam ce o să eu să la nunță. Și eu soare, dacă nu la anunț, să mă duc la prășit. <laughs> mă gândeam, ce o să cânt eu vreodată față la lumii? Nu, deja aveam asta în cap. Și nici nu m-am gândit ca să ajung. Crezi că e să... mâna lui Dumnezeu? Da. Deja, ce mă rugam, Doamne, dă-mi o cale unde să... să me ducă și venit, să-mi aduc și... Nu, nu cât atât și veni, dar cât să, să, mă vadă publicul. Dă-mi o cale, Doamne, ca eu să pot să fac piesă, să-mi muza. Și tam, chiar, chiar așa mi-a dat, Doamne Dar tu cu regularitate spui rugăciuni, mergi la biserică? Nu chiar cu regularitate, dar eu într-un an chiar mergeam, eram în, în altar. Băteam pur clopotele. Mm. Am trecut. Puteam clopotele, am și un video cu pletos, eram Cum și... <laughs> băteam clopotele la biserică. Mai spune că... că ai cântat și în cor? Nu, n-am cântat în cor, dar am cântat cu Macrina, fata care mai de mult am cântat cu ea. Am cădat și piesă religioasă, în biserică la noi. Am fost mai multe biserici și am cântat. Adică la mine este ceva prețios Dumnezeu. Acum când mergi pe stradă, te recunosc oamenii? Da. <laughs> Cum reacționează? Oleg, am văzut, ai fost la România o Talentă, te văd la evenimente, spate o poză cu tine, asta e ceva, nu știu, ceva foarte plăcut pentru mine. Te simți flatat, emoționat sau deja ți-a intrat asta Nu, nu, ca o eu mă simt mereu, Așa, parcă cum cum să cu mine? Cum? Încă nu o să. Dar deja cam am experiență. <laughs> Dar reacția, așa, de surprindere sau de fericire, o au cei mai în vârstă, părinții, sau copiii care te văd? Nu știu, până acum mă gândeam că mă vizionează doar cei după 50 în sus până acum, până la România Talent. Sau, nu, mai înainte un pic. Dar uh, am văzut că deja și tinerii mă invită. Și chiar acum deja tinerii nu mă invită. M m doar tinerii mă invită, 30 care deja sunt stabiliți la muncă, au casă, sunt au familie și doresc să se uh, Mă vizionează și de vârsta mea, poate și mai mici. că ce îi spune tatălui tău dacă ar fi acum în fața ta? Că nu chiar foarte mult mi-a plăcut ceea ce a făcut și asta a fost ceva surpriză, cum eu fac surpriză la domiciliu, dar asta a fost o surpriză nu prea pentru mine. Doresc să țin o legătură bună cu el. Ce înseamnă pentru tine muzica? Muzica este un alt fel de a respira. Cu adevărat este un alt fel de a respira. Foarte este, frumos! Este... L-am cules de pe internet. Este foarte mult mi-a plăcut și... Nu pot să fie așa pe pagina. Tot, tot, tot este muzică. Nu, nu, viața mea, tot. Tot ce mă încojoară, tot, tot e muzică. Cât de mult contează pentru tine banii? Nu contează pentru mine banii, contează omenirea, și colaborarea cu toți tot artești. Ei, desigur, trebuie să mă întrețin pe mine, să, să am un, cu ce să mă investi în mine. Să, să da. melodii? Da. Să poți trăi decent. Ce ai fi făcut cu cei 120.000 de euro dacă ai fi câștigat concursul? Fac și piesă. piesă. Mă, Mult. Tu, tu Mult. 50 Bun. de albume? <laughs> 50, las 50, dar să fie... Să foarte mulți au cheltuit bani pentru telefoane, să-și cumpere casă, mașină. Nu. Ai Asta... fi investit în tine și da, în muzică. Da, da. Eu acum am, am la doilea etaj, am la mine acasă, am fac o cameruță studio. Studio de muzică. Unde doresc să, să fac treabă. Foc la ghete. Ce ți place la anunțile moldovenești? Clume veselă. Ce ai exclude de la o nuntă? Ce nu-ți place când mergi acolo Deci când Multă băutură. Consumul de alcool. Foarte strașnic. Schimbă. Când vezi pe unul. Când la aia <laughs> la melodie da, Ai bis să știi? Dar <laughs> <laughs> la care o stai? Ai avut o situație incomodă așa mai pe la nunț? Da, când vin și eu microfon din mână, să cânt el. Am, av am avut și uh, așa ceva că îmi pun eu mâna la bord să vadă dacă eu cânt sau nu. Adică am avut așa A, ceva. se convingă că tu cânti că live? Eu cânt live, da. Dar tu mereu cânti live? Da. N-ai uh, nici pozitiv? Cum e vii cu... Fiind cu case care e de la Vitali Dani sau iPad-ul care cu boxa dacă, dacă este o zi de naștere și nu au muzica acolo nu au muzicanți, nu au boxe eu vin cu boxa, mea cu microfonul meu cu tot iPad-ul și le cânt la nume. Dacă la o nuntă vine o ceremonie deja mai e așa eu cu okay. case Și Oleg înainte să cânti o frântură dintr-o melodie care îți place foarte mult și care azi nu ai cântat-o, spune ce contează cu adevărat în viață. În viață... Contează să fii om. Să fii mereu prietenos, să nu ai invidie pe nimeni. Deoarece dacă, dacă ți-e să fie ciudă pe cineva, nu o să-ți meargă bine în viață. Când mă sună fata mea, da, dar când mă sună fata mea, mi se topește inima și când îmi spune cu fond greu când vii acasă, tatăl meu Când mă sună băiatul Mă apucă oftatul Și când îmi spune cu foc greu Când vii acasă tatăl meu Vocea ta, vocea ta Îmi pansează inima Vocea ta e un ecou și viața noastră un tablou. Tu cânti fabulos și eu înțeleg că mulți părinți regăsesc aici. Eu cum am tradus textul în engleză, deoarece am fost la un concurs în Dubai. Tu ai cânti cu asta și în engleză? Da, l-am tradus. Și am fost în Dubai la un concurs și am văzut, am mers cu taxiul și am mers, am, am văzut foarte mulți oameni din Pakistan, din mai multe țări care lucrează, care sunt pe și nu s aproape de copii. Și am văzut dacă părinții noștri care merg pe sticotare iubesc această piesă, desigur și ei vor iubi această piesă și am tradus-o special pentru că, de mă rog, da Doamne și faină și să fie populară. De ce nu? Păi tu ai cântat-o? Nu, încă nu. Dar o știi? Da. În engleză. Cânt un pic, eu sunt curios cum... <laughs> when my daughter's calling me My heart wants to break free Cause she is feeling all alone Asking when dad is coming home When my son is calling me My shoulders are getting heavy Cause he is feeling all alone Wondering why that is gone yo, yo, Eu, eu dacă aș avea 20 de mâini Sigur că o să rup, asta e fabulos, îți imaginezi ceva tradus din român în stilul ăsta al nostru reprezentativ spațiului românesc în limba engleză. Dar asta a fost melodie, este al Nicos Vertis, din Grecia. A fost tradusă de, nu știu, pare că Florin Salam, în română? De, de română. română textul. da, melodia tot aceeași. Deja în, din română s o mai tradus, s o mai făcut așa... Hibrid, De-a nostru, mă lăunesc. Felicitări, eu îți urez succes, mulțumesc că ai venit azi aici. Mulțumesc.